De Rusali la Tisău a fost petrecere mare. Primarul comunei, Mihai Cristian Ionel, și Consiliul Local au organizat cea de-a 6-a ediție a Zilei Comunei Tisău, sărbătoare devenită deja tradiție în zonă. Artiști celebri au urcat pe scena de la Tisău, capete de afiș fiind Aurelian Temișan, Adrian Minune, Ionuț și Doinița Dolănescu. Mult aș vrea să mai trăiesc, mă, copila și să-mi cresc, mă, să-mi văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să-mi văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Săracă lume cu soare, mândră ești dar trecătoare. Săracă lume cu vânt, mândră ești dar treci curând, mă. Viața e o horă mare, un se prinde fiecare, dar nu știe niciodată dacă poate să o joace toată. Totodată, atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de elevii școlii din comuna Tisău, precum și de artiștii Mădălina Manolache, Teodora Bârsan, Mario Buzoianu, Andreea Baboi, Manuela Bordea, Nina Stamate, Michi și trupa Chihlimbar. Cei prezenți la serbarea câmpenească au avut parte de numeroase surprize pregătite de organizatorii spectacolului, printre acestea fiind și un impresionant foc de artificii la finalul evenimentului.